Fenomen omniprezent caracterizat prin vizibilitatea socială redusă, violența în familie este greu de controlat și de surprins în statisticile oficiale. Deși principiul legalității și respectarea drepturilor fundamentale ar trebui să reprezinte o problemă de maximă importanță pentru societate, totuși în practică se întâmpină obstacole create și reproduse de sistemul de valori și de conceptele sociale. Atât pentru astăzi, noi ne revedem mâine la aceeași oră. Cere ajutor, nu deveni o știre. Situația violenței în familie este o situație aparte, pentru că de obicei victimele sunt femei, sunt căsătorite sau trăiesc în concubinaj cu respectiva persoană și au copii în întreținere. Acolo este o situație de ordin psihoafectiv, aș putea spune, pentru că acolo se gândesc la consecințele economice, financiare și la cutuma aceasta socială care spune că îți acuzi propriul soț. Dar sunt situații, iar noi avem o campanie foarte importantă derulată la nivelul Poliției Române, Aripi Frânte, sunt situații în care retragerea plângerii duce, așa cum am spus anterior, la evenimente tragice și în această campanie prezentăm povestea de viață și poveștile de viață a unor femei care din victimă au devenit agresor și din păcate au săvârșit infracțiunea de omor asupra persoanelor care le agresau. Deci este foarte important să știm că suntem protejate de lege, că Poliția Română, alături de tot segmentul de intervenție în astfel de situații, își face datoria, pentru că odată sesizat și se poate face sesizare la fel, prin 112, plângere directă, sesizarea primului polițist, dar și poliția poate declanșa și se poate autosesiza în astfel de situații. Este foarte important de știut ca vecinii, cei care trăiesc în proxima comunitate și în apropierea unor astfel de situații să ne sesizeze, pentru că așa putem preveni anumite evenimente tragice care afectează atât familia, afectează atât comunitatea, dar cu precădere minorii care trăiesc în acea familie sau în acea comunitate. Pentru că cei mai afectați de aceste cei mai afectați psihologic vorbind de aceste fapte sunt minorii. Aceștia pot crește cu traume afective foarte mari și, din păcate, modelul parental este perpetuat, adică se poate prelua un astfel de rol și este datoria noastră să oprim această manifestare comportamentală. Și, iarăși, e o chestiune foarte importantă, ordinul de protecție. Fiecare femeie din România care trece printr-un astfel de eveniment neplăcut, pe lângă asistența judiciară gratuită și pe lângă faptul că este susținută de toate organele de cercetare penală, poliție, procuratură, care aplică legea, poate beneficia de asistență gratuită judiciară, poate fi primită într-un centru de urgență, dar instanța de judecată poate emite un ordin de protecție. Există mecanisme legislative care sunt foarte importante și pe care fiecare femeie și fiecare persoană agresată, pentru că nu putem să spunem că există doar femei agresate, există și bărbați agresați și copii agresați și bătrâni agresați. Deci fiecare persoană trebuie să sesizeze imediat poliția și poate o poate face gratuit la numărul unic de apeluri unic de urgență, 112, se sună gratuit și imediat o echipă de polițiști se va deplasa la fața locului și colegii mei și colegii noștri știu sigur ce au de făcut acolo. În relația de cuplu, în majoritatea cazurilor, femeile sunt tratate normal. Tot normal ar fi să putem afirma că iubirea este singurul sentiment ce poate lega sau apropia oamenii. Realitatea însă uneori ne mai contrazice. Cu toate că există și unele excepții, atunci când vorbim despre violența în familie, în majoritatea cazurilor, bărbatul este cel care, pe fondul unor tulburări de comportament sau al consumului de alcool, își supune partenera la traume fizice sau psihice. Gracias.
și care e problema? Dar eu ce sunt în casa asta? Dar eu știu ce ești tu în casa asta, nu știu ce ești în casa asta. Păi da, la urmă ar mi-o cis aici, că nu... Da, e jos, e, lasă-mă, poate. Cele mai des întâlnite agresiuni s-au produs, din păcate, pe fondul consumului de alcool, în zone sărace, unde predomină sărăcia și absența mijloacelor materiale de trai, și pe nivelul mediu de educație și sub mediu. Predomină atât în mediul rural cât și mediul urban, dar vă pot spune că cele mai des întâlnite fapte sunt produse pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice și un segment foarte important pe care victima și potențiala victimă trebuie să-l știe. Atunci când sunt întâlnite astfel de persoane în familie care au consumat alcool, este bine să nu avem un comportament provocator. Adică, după cum bine știm, cred că fiecare dintre noi, și o chestiune de minimă informare, nu este bine să provoci omul. Dacă vine un soț care a consumat excesiv băuturi alcoolice, femeia și persoana și familia, este bine să nu provoace, să nu răspundă în mod agresiv, pentru că de aici se amplifică oarecum comportamentul acesta și, evident, la primele semne trebuie să se sune la 112 pentru a preîntâmpina. Avem și situații în care intervenția asistentului social din comunitate este foarte oportună, pentru că într-o astfel de situație se poate interveni nu numai polițistul, ci asistentul social și colegii din ONG-urile specializate, dar și preotul din localitate sau din mediul respectiv, pentru că aici acționează, în diminuarea acestui tip de infracțiune, acționează mai multe segmente și cu precădere mergem și colaborăm foarte bine cu segmentul de asistență socială, pentru că cei din acest domeniu cunosc foarte bine situația din localitățile respective. Iată că nu este suficient doar să avem grijă de noi și să ne protejăm. Este foarte important, mai ales în situații de acest fel, să avem grijă și de cei din jurul nostru. Dar ce facem atunci când copiii, spre exemplu, trăiesc într-un mediu familiar în care există asemenea probleme? Drama cea mai mare într-o astfel de situație este pentru minorul respectiv, pentru copilul respectiv. Evident, mamele copiilor, în primul rând, trebuie să ne sesizeze, pentru că avem legea de protecție a copilului și în parteneria cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din fiecare județ în parte, de la fiecare structură teritorială în parte, se acționează. Acel copil nu poate trăi într-o astfel de familie, nu poate trăi din toate punctele de vedere, dar în primul rând afectiv și emoțional, pentru că poate dezvolta anumite comportamente și, din păcate, se poate ajunge la o tragedie, pentru că un astfel de copil care își vede în fiecare zi mama, știu eu, certată de soț sau este certat permanent sub niciun motiv și cu un ton care nu este în regulă, poate părăsi de bunăvoie locuința. Și avem situații în care minorii, din păcate, părăsesc locuința și ajungem la o situație și la o altă campanie de-a noastră de prevenire a disparițiilor de minori. Pentru că un astfel de copil, uneori, din păcate, alege să părăsească și să plece, uneori pe o scurtă durată, dar alteori pentru totdeauna, din familia respectivă. Mai faci? Zi mai faci! Prostule, nu ești bun de nimic, de nimic! Te omor cu mâna mea, înțelegi? Eu te-am făcut, eu te omor! De ce plângi atâta? De ce plângi? Tu nu vezi ce ai făcut? Să zici mersi că nu te omor! Pacoste ce ești! Să nu te prind că mai faci! Hai, gata! Nu mai scânci ca un copil! Las că-ți trece până te-nsori!
Chiar crezi că îi trece până se însoară? Abuzurile fizice și verbale asupra copiilor lasă răni greu de vindecat. Opriți violența împotriva copiilor. Ce facem atunci când mama este factorul de risc? Am avut și situații în care instanța a dus până la decăderea din drepturile părintești pentru mamă, în situații de risc major. Atunci copilul trebuie extras imediat și împreună cu colegii de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului avem astfel de situații și se intervine într-un mod frecvent. Avem o colaborare 24 de ore din 24, adică mai exact echipa intersectorială de asistent social care ne sună și ne contactează, sprijinit și susținut de un polițist, poate merge imediat și lua copilul din acea familie. Am avut o situație, un sugar, un copil de-abia născut într-o astfel de situație de risc. Am fost contactați colegii din segmentul operativ împreună cu asistenții sociali, au mers și au extras copilul pentru că mama era un risc major pe fondul consumului de alcool, iarăși într-o zonă rurală expunea copilul la un risc major de pierdere a vieții. Sunt situații în care se intervine imediat, pentru că aici nu este necesar și nu este bine să se ajungă la săvârșirea unei infracțiuni, pentru că urmarea unei lovituri, un minor își poate pierde viața, o lovitură cauzatoare de moarte. Vă pot spune că în astfel de situații, în momentul în care știm, este necesar să sune imediat la 112, colegii din operativ și cu colegii din segment de asistență socială știu exact ce au de făcut. Dacă nu o faci pentru tine, fă-o pentru copilul tău. Cere un ordin de protecție acum. Din punct de vedere al stării infracționale, Institutul pentru Prevenirea Criminalității al Poliției Române a analizat și monitorizat violența în familie, stabilind cauzele ce determină sau favorizează manifestarea acestui fenomen. Avem într-adevăr parteneriate. În baza legii Poliției Române putem acționa în comun, sprijiniți de toate instituțiile statului și de toate ONG-urile care au astfel de domeniu de activitate, dar cu precădere avem o colaborare foarte strânsă prin polițiștii de proximitate cu școala. Fiecare polițist de proximitate are în arondare mai multe școli și trebuie să cunoască și cunoaște fiecare situație particulară din școala respectivă. De acolo ne vin sesizări, de acolo vin și recomandări de activități, de exemplu preventive, pentru că pe lângă sesizare avem profesori care se implică proactiv și își văd proprii copii cum acționează, cum se comportă la școală, cum doresc ca acești copii să fie informați. De obicei, de exemplu, ne vin solicitări, copiii doresc o activitate de informare în ceea ce privește violența în familie, copiii doresc o informare în ceea ce privește circulația pe drumurile publice. Răspundem de fiecare dată, noi cei de la prevenire, dar și cu colegii de la ordine publică și din segmentul proximitate, dar nu numai. Deci este un mod comun de acțiune și o viziune comună de acțiune. Într-adevăr, școala este segmentul care ne oferă cel mai mult, în baza legii evident, cel mai sustenabil și cel mai amplu, pe segmentul acesta preventiv, cel mai amplu parteneriat. Dar avem parteneri numeroși pe zona aceasta de asistență socială, pe zona de administrație publică locală. Avem iarăși ONG-uri care merg pe diferite zone și pe diferite linii de prevenire și de informare. Este un moment prielnic pentru institut și ne manifestăm disponibilitatea de a colabora cu toți partenerii, cu toți partenerii de la nivelul instituțiilor statului român și de asemenea cu toate ONG-urile care sunt responsabile în domeniul prevenirii,
criminalității. De asemenea, menționăm încă o dată buna colaborare cu parteneri deja tradiționali ai poliției române. Familia este principalul loc al dezvoltării umane. Relațiile dintre membrii familiei trebuie să se bazeze pe echilibru, egalitate și respect reciproc și nu pe raporturi de putere. Armonia și cooperarea în familie asigură copiilor o dezvoltare normală, ei beneficiind astfel de siguranța de care au nevoie. Casa nu e un ring, o relație nu e un meci de box. Cere un ordin de protecție acum. Aș dori să încheiem interviul pe care l-am realizat împreună cu câteva recomandări pe care le-ați transmite dumneavoastră din partea Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității pentru cei care ne urmăresc, indiferent că sunt copii, adulți sau vârstnici, care ar fi cele mai importante informații pe care ați dori să le rețină ei în urma emisiunii de astăzi. Noi la prevenire avem o sintagmă care circulă printre noi și care este bine știută și la nivel european și pe care o folosim de fiecare dată. Un om prevenit este un om salvat. Deci este foarte bine să se acționeze de fiecare dată preventiv și să ne informăm înainte de fiecare acțiune, înainte de fiecare decizie. Să ne informăm copiii, pentru că sunt segmentul aproape cel mai vulnerabil, să ne informăm copiii cu privire la comportamentul prosocial, să avem grijă de persoanele de vârsta a treia și noi ca adulți, în primul rând ca persoane responsabile, să adoptăm un comportament preventiv și un comportament prosocial. Este bine să dezvoltăm și sunt convinsă că peste tot în această lume este bine să dezvoltăm un comportament prosocial, să fim politicoși între noi, să avem un comportament care manifestă non-violența și non-aprobarea față de violență, comportamentul tolerant și non-discriminator. Violența împotriva copiilor e inacceptabilă. Nu e normal să fie normal. Stop violenței! Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune și în special pentru informațiile foarte importante pe care ni le-ați transmis astăzi. Și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. De asemenea, sperăm să vă fie de folos tot ceea ce v-am transmis astăzi prin intermediul doamnei comisar de poliție, Carmen Șerbănescu. Până săptămâna viitoare, la revedere!